Hei, bună dimineața! S-a trezit dulceața! Astăzi mă gândeam să fac un filmuleț în care vă voi prezenta ce mi-am cumpărat eu de mâncare din Auchan și din Lidl, pentru că sunt magazinele mele preferate când vine vorba despre mâncare. Pentru că aseară mă uitam la un filmuleț în care o fată prezenta și ce a terminat și nu știu ce. Mă, și mi era o foame la 3 dimineața, nu vă imaginați voi! Așa că am zis, băi, cred că un filmuleț de genul majoritatea îl vor, pentru că și eu sunt curioasă la alții, mă gândesc că așa sunteți și voi curioși la mine. Deci să nu mai stăm prea mult la vorbe și să începem. Voi începe cu această brânzică. Este brânză topită ca cea de la Hochland, doar că este din Lidl. Nu mai știu exact să vă zic prețurile, să vă spun așa din ce mi-aduc aminte. Cred că aceasta a fost undeva la 5 lei, ceva de genul. Mi-am mai cumpărat, pentru că era ediția grecească, treaba asta cu tzatziki și cu usturoi. Mie îmi place tzatziki, mie mi-a plăcut în Grecia, așa că am adus Grecia cu mine, știți ce zic, și la mine în casă. Nu mai știu nici aceasta cât a fost. Cred că o să renunț la treaba cu să vă spun și prețurile, pentru că nu îmi mai aduc aminte exact, dar prețurile sunt foarte mici la Lidl în general. Așa. Mi-am... era din frigider. Mi-am mai luat această brânzică. Sunt două sortimente, tot de la Lidl. Îmi place să mi le pun pe sandvișuri de asta, în acestea am și intrat. Îmi place să-mi fac la toast și am mai văzut o chestie pe TikTok, cum îți faci omletă, pui două felii de pâine, pui o feliuță de asta de cașcaval topit. Și super! Pentru asta am cumpărat-o. Am mai cumpărat un salam Victoria. Îmi aduce aminte foarte mult de copilărie, așa că am vrut să fie copilăria la mine acasă. Am mai luat mușchi file. Tot așa, bineînțeles, pentru sandvișuri. Șuncă din pulpă de porc. Băi, mi-a plăcut super mult cum arăta. Adică arată într-un mare stil. Așa. Acest prosciutto, nu știu cum să-i spun, este preferatul meu. Eu mi-l cumpăr mereu de la Lidl. Se numește... E de la firma Dulano Selection. Black Forest Ham. O ador. Eu nu pot să plec de acolo fără ea și bineînțeles că aceasta știu, costă undeva în jur de 4,69 lei. Pentru că o cumpăr și o recumpăr mereu când ajung la Lidl. Bănuiesc că ați văzut treaba asta. Este cu pește, este cu sosul acela alb. Filet de herring în sos cu smântână. Mie îmi place peștele fără oase, ca să ne înțelege. Îmi place așa, îmi place ton. Îmi place somonul afumat, somonul normal. Mă, dar dacă îmi dai ceva cu multe oase, deci efectiv îmi face pe creier, pentru că eu nu am răbdare și nu am chef să stau să scot toate oasele alea și știu că mă nec cu unul și sunt... Așa. A. De la Auchan am cumpărat acest unt demi-sărat. Este exact ca Luparc, parcă se numește. Doar că este de la President. Bănuiesc că știți că sunt și unturi de la ei și așa mai departe. Și mă înțeleg foarte bine cu el. L-am recumpărat pentru că îmi place să mănânc și simplu cu sare pe pâine sau cu șuncă, hâț pe deasupra. Pe repede înainte merge perfect. A, și acesta este 14 lei. Dar este și cantitatea mare. Tam, tam. A, stați cam aici. Acești castraveciori în care vă dați seama că am intrat în ei, uitați-i, sunt castraveciorii aia mici. Doamne, sunt atât de amuzanți! Au o chestie aici, îi ridici gen, dați puțin, așa, dați să scot unul. Și uite cât de mici sunt! Da. N-am putut să mă abțin.
Sunt super buni. Iar acum o să vă arăt pungi de chipsuri. Secretul meu în legătură cu chipsurile este că eu le mănânc cu iaurt. Iau frumos o cutie de iaurt. Am uitat, am cumpărat și de aia. Am cumpărat, dar am uitat să usc-o de la frigider să vi-o arăt. E frumos o de-asta de iaurt, pui puțină sare în ea, iar apoi vii cu chipsul și îndeși acolo și mănânci, Doamne, nu mă pot abține. De-asta mi-am luat mult mai multe pungi, aceasta este din Oșan. A apărut, cred că nouă, smântână și ceapă, dar bine, cred că ambalajul e nou, pentru că smântână și ceapă, știți că e de când... Oh-ho! Acești pufuleți. Like a star! Wow, un gust foarte bun. Este diferit de pufuleții normali. Îmi plac foarte mult așa să stau în pas, să mă uit la televizor sau să fac ceva și să mănânc efectiv. Stați. Oh. Scuzați acest zgomot, știți că nu-l fac intenționat, da? Aceasta este tot de la Lidl cu sare. La fel. Eu trebuie să mănânc cu iaurt, nu prea mănânc gol. Decât dacă sunt afară și nu am un iaurt sau ceva de genul. Dar în general mănânc cu iaurt acasă. Iar ultimul produs este tot o pungă de chipsuri cu paprika de data asta de la Lidl. Cam asta am cumpăr eu în mod regulat de la Auchan și de la Lidl. Am uitat un produs. Dar l-am uitat pentru că am băut din el. Știți? Este de la Lidl. Este exact ca Nesty, Fusty sau cum vreți să-i spuneți, doar că este 2 lei. Și este mai dulce. În ultimul timp eu nu prea am mai băut Fusty pentru că nu mi se mai pare la fel ca Nesty și nu este atât de dulce. Adică dacă îl descoperiți pe ăsta o să vă placă mult mai mult acesta decât cele de la Nesty. Cam asta îmi cumpăr eu. Sper că v-a plăcut acest filmuleț, este pe repede înainte, într-adevăr, chiar am rămas fără idei, chiar am fost destul de ocupată perioada asta, așa că nu am mai postat, sper să nu vă supărați pe mine, n-a fost cu rea intenție, dați acolo un like și un subscribe și veniți întotdeauna cu idei, dacă și voi mâncați ceva care e super bun de la Lidl, de exemplu, că mai repede mă duc în Lidl pentru că nu consum atât de mulți bani ca și când mă aș în Oșan. În Oșan fiind mare, îmi iau ochii toate prostiile, bă, și de nu cheltui la bani. Așa că prefer să mă duc într-un supermarket ăsta mai mic. Supermarket? Nu. Da, supermarket mai mic, Lidl. Și să le văd așa, repede, hop, hop, le-am băgat în căruț, pentru că eu mănânc cam aceleași chestii mereu. Dacă voi mâncați ceva care e super bun de la Lidl, vă rog, lăsați-mă acolo în comentarii, pentru că sunt sigură că o să vreau să-l încerc. Încerc întotdeauna multe produse de la ei, pentru că sunt foarte bune, nu prea dau rateu cu nimic. Să nu mai stăm mult la vorbă, să nu ne mai pelăvrăgim. Vă super mulțumesc că v-ați uitat la acest filmuleț. Tam, tam. Sper că vă place părul meu, lipsit de inspirație și el, ca mine. Și ne vedem data viitoare. Mua!